lucrurile sunt grave, sunt cumplit de grave, sunt înfiorătoare. Dar Dumnezeu nu ne va lăsa. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Așa arată Apocalipsa, descrisă de Ioan în Cartea Sfântă, un sfârșit înfiorător al lumii care pare să înceapă de la un simplu chip. Are câțiva milimetri, dar conține toate informațiile legate de persoana noastră. În curând îl vom purta peste tot cu noi și va reprezenta actul nostru de identitate. Noile pașapoarte românești deja au fost implantate cu astfel de chipuri. Ceea ce noi nu știm este că pe lângă datele de identificare, toate chipurile din pașaportul vor conține un cod comun, 666. Aceste chipuri îngrădesc libertatea cetățenilor, deci nu mi se pare ceva normal. Poporul ăsta e ținut în dobitocire. Mai întâi au introdus animalelor, da? Deci vitele au la noi chipuri și urmează și oamenilor. Dar nu înțeleg de ce. Autoritățile cred că chipurile din pașapoarte vor îmbunătăți controlul și siguranța cetățenilor. Este un dispozitiv electronic de stocare a datelor personale referitoare la cetățean. Aceeași măsură i-a înfiorat pe mai mulți membri ai Bisericii Ortodoxe. Duhovnicii spun că chipurile vor ajunge și pe buletine și într-un viitor foarte apropiat chiar în corpul uman, odată cu chipurile și numărul diavolului. Atragem atenția celor ce ne conduc că noi suntem oameni creați cu libertate și că nu admitem astfel de lucruri. E un pas înainte spre ceea ce va urma și că, într-un fel, o putem numi o cădere. În acest moment suntem înconjurați de numărul diavolului. În produsele din hipermarketuri, în bănci, pe cardurile de credit, peste tot găsim acest cod de bare. Coincidență sau nu, într-un verset al Apocalipsei, diavolul s-a asigurat că nicio vânzare și nicio cumpărare nu se va putea face fără chipul sau semnul fiarei. Perspectiva celor ce vor renunța la aceste acte va fi de moarte, de foame, de frig, de nu vor avea case și așa mai departe. Încercând să calmeze spiritele, conducerea Bisericii Ortodoxe nu atacă chipurile, dar vrea lămuriri. Patriarhia Română a solicitat direcției pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor lămuriri referitoare la pașapoartele biometrice și în ce măsură datele conținute de acestea aduc sau nu aduc atingere libertății și demnității persoanei umane. Primul pașaport al diavolului va fi eliberat pe 31 ianuarie. Nu se știe însă pe când primul card de identitate cu chipul 666. Oricum, este pentru a doua oară când un act de identitate românesc naște o astfel de controversă. La fel s-a întâmplat când a fost lansată noua carte de identitate și cineva a citit cuvântul card înscris în colțul din dreapta sus, invers.